Colecția autorilor români s-a îmbogățit cu un nou roman, Lasă zile scârbă ei. Cel de-al treilea roman al lui Ștefan Dimitriu a fost lansat astăzi la Muzeul Paul Constantinescu din Ploiești, unde a primit deja aprecieri din partea criticilor. Deci, aluzii culturale, aluzii politice, aluzii la inteligenția de astăzi. Vezi Eugen Simion, Patapievici, Ilicianu, Pleșu. Vezi Iliescu, Băsescu, Roman. Este o carte doldora de maliții, nu de miliții critice. O carte care se citește pentru cu mai multe paliere de interes. La vârsta de 14 ani, Ștefan Dimitriu a plecat din Moldova și s-a stabilit în Ploiești, unde a cunoscut oamenii de cultură și cenaclul literar Ile Caragiale. Romanul lansat astăzi nu face altceva decât să aducă încă un omagiu locului și oamenilor care l-au ajutat să devină un om de cultură. Am lucrat la Biblioteca Regională, am lucrat la ziarul Flamura Prahovei și înainte de asta am făcut liceul Săral Muncitoresc, cum era pe atunci, pentru că părinții mei erau dintre, așa zicii, foști, n-aveam voie să învăț la liceul de zi și atunci munceam în blocul de ulei Teleajen, în șantierul blocului de ulei Teleajen, care se ridica pe atunci, și seara mergeam la liceul Săral și așa am învățat carte în condiții foarte grele, de care mi-amintesc însă cu plăcere, fiindcă totuși am pierdut timpul degeaba și am... Ștefan Dimitriu s-a născut la 21 mai 1938 la Ibănești, Vaslui. A făcut studii filologice la București și a debutat în poezie în anul 1957. A continuat cu proză scurtă și roman, apoi a scris piese de teatru. Recent s-a remarcat prin traducerea de excepție în limba română a operei lui Evgeni Evtușenko.